Doi tineri proaspăt căsătoriți au rămas fără darul de nuntă chiar a doua zi după fericitul eveniment. Un hoț a intrat în apartament în lipsa lor și le-a luat toți banii, mai exact peste 17.000 de euro. Conform observatornews.ro, de la extaz la agonie, așa trăiesc doi tineri proaspăt căsătoriți din Suceava, după ce un hoț a intrat în casă și le-a furat tot darul de nuntă. Poptașul a reușit să sustragă din casa celor doi peste 17.000 de euro. Incidentul a avut loc la finalul săptămânii trecute, când mirii se aflau la petrecerea de după nuntă. Profitând de faptul că nimeni nu era acasă, un hoț a intrat în locuința lor și a furat peste 17.000 de euro, bani strânși cu o noapte înainte din darul de nuntă. Când s-au întors acasă, cei doi soți au observat că geamul de la bucătărie era deschis, iar când au intrat în casă, au observat că toate lucrurile erau răvășite, iar banii lipseau. Mirele spune că ar avea și un suspect și dă vina pe întreaga faptă pe un alt vecin. Polițiștii au fost alertați și au ajuns la fața locului, acolo unde au început cercetările pentru a afla cu exactitate cine se face responsabil de această faptă. Mirele spune că vecinul pe care îl bănuiește de furt are antecedente penale și ar fi folosit o metodă proprie pentru a intra în apartament. El a spus că în incinta blocului sunt toate camere de supraveghere, însă acestea sunt nefuncționale. În acest caz, ele nu pot fi folosite în desfășurarea anchetei. Și prinderea făptașului, relatează observatornews.ro.